O vacanță de vis a devenit ultima pentru o tânără care și-a găsit moartea cumplit. Carla plecase în Peru împreună cu iubitul său, iar bărbatul e principalul suspect în acest caz. Polițiștii îl caută în continuare, mai ales după ce au primit o înregistrare audio dintr-o convorbire telefonică în care acesta pare să-și mărturisească vinovăția. Conform Observator News, tânăra a murit în Peru, iar ipotezele polițiștilor conduc spre iubitul acesteia ca principal suspect de crimă. Trupul femeii de origine britanică a fost descoperit într-o geantă albastră îngropat într-o zonă mai retrasă din Lima. Partenerul victimei e căutat de autorități pentru a da explicații cu privire la cele petrecute în vacanța de vis devenită coșmar. Se crede că tânărul a fugit în Marea Britanie, relatează Mirror. În schimb, polițiștii au ajuns în posesia unei înregistrări audio tulburătoare, într-o convorbire la telefon cu fratele femeii ucise. Presupusul criminal și-ar fi mărturisit vinovăția. Acesta ar fi precizat inclusiv locul unde a îngropat cadavrul, ceea ce i-a condus pe oamenii legii spre descoperirea macabră. În data de 1 octombrie, suspectul ar fi plecat spre Chile, de unde a cumpărat un bilet de avion cu destinația Londra, acolo locuia împreună cu tânăra. Presa locală a transmis, potrivit unor surse, că bărbatul își adunase deja toate lucrurile din locuința comună. Toată lumea o iubea, ne va fi dor de ea. Avea o fică de 8 ani, care îi duce lipsa teribil, spune fratele victimei. Acesta a mărturisit că sora lui și bărbatul aveau o relație de mai bine de un an și cu toate că acesta era un bărbat tăcut, nu l-ar fi crezut capabil de o crimă, relatează ObservatorNews.ro.